Am prins-o. Salut, eu sunt Eduard și în acest videoclip o să discutăm despre Black Friday, ziua cea mare ce urmează să fie pe 13 noiembrie, dacă nu mă înșel. Am adunat câteva reguli despre cum ar trebui să vă comportați de Black Friday sau cum să vă fie mai simplu să prindeți acel produs după care tânjiți. O să le pun în acest videoclip și la sfârșit o să mai fie 2-3 mici detalii. Să nu fiți așa. Începem cu asta. Regula numărul 0. Nu fiți așa. Regula numărul 1 și o să încep cu asta pentru că pe asta se bazează Black Friday. Urmăriți prețurile câteva zile, chiar săptămâni înainte de ziua cea mare, pentru că știm din anii trecuți că unii tind să umfle prețurile ca să aibă de unde să le scadă. Și s-ar putea să ajungeți să cumpărați un produs care costă exact la fel ca acum o lună, două, poate chiar mai scump, dar sub o reducere care este falsă. Regula numărul 2. Nu cumpăra ceva doar pentru că are reducere. Trebuie să-ți dorești lucrul acela și să-ți fie util acel lucru. În rate sau nu, nu-l cumpăra doar pentru că are reducere. Regula numărul 3. Dacă alegeți să mergeți direct în magazin, nu uitați să purtați mască. Chiar dacă vă recomand să faceți comenzile online și veniți să le ridicați din showroom, în cazul nostru EMAG, nu uitați să vă protejați cu mască. Regula numărul 4 și asta este pentru vânătorii de oferte care știu că unele produse au stocuri care o să dispară imediat și vor să prindă și ei ceva. Trebuie să rămâneți conectați pe site-urile sau aplicațiile favorite, pe pagina produsului pe care îl vânați cu o zi înainte sau înainte să vă băgați la somn și bineînțeles că trebuie să vă treziți puțin mai devreme și imediat cum se dă startul la oferte să dați refresh la pagină, să adăugați produsul în coșul de cumpărături și să finalizați comanda. În același timp ar fi bine să aveți două conexiuni independente la internet în caz de pică una sau aveți pe cealaltă. Spor la vânat! Regula numărul 5. Dacă găsești un produs și nu ești sigur, nu sta să te gândești atunci. Bagă-l în coșul de cumpărături, finalizează comanda și gândește-te abia după. Intră pe alte site-uri, intră în alte aplicații, poate găsești o ofertă mai bună, te întorci și anulezi comanda. Dacă nu găsești o ofertă mai bună, rămâi cu comanda și nu-ți pare rău, că dacă te gândești atunci, s-ar putea să o ia cineva înainte și să pierzi oferta. Regula numărul 6 și ultima regulă, dar la fel de importantă. Nu exagera. Dacă ai prins un produs la mega reducere, cumpără unul, nu cumpăra 20. Și tot așa, nu cumpăra la reducere ca să vinzi mai scump. Hai să fii oameni cu bun simț, mai ales în aceste timpuri grele. Astea sunt cele 6 reguli pe care am reușit eu să le strâng despre Black Friday, despre Vinerea Neagră, ziua cea mare cu reduceri. Dacă aveți alte idei, chiar sunt curios și vă rog să le scrieți în comentarii pentru că o să le citesc. Eu o să las în descrierea videoclipului, tot jos aici, și linkul oficial al Black Friday România, unde sunt puse toate magazinele și cât timp mai este până în ziua respectivă. Pe lângă asta o să pun linkuri pentru toate magazinele din... De fapt nu, că sunt aici, nu e nevoie. E ok, le luați de aici. Cam asta e tot, ce să zic. Vă urez shopping plăcut, să fiți cât mai sănătoși, și să nu aruncați banii pe prostii. Salut!